lifturile lumina s-a prin sisteme de rezervă și celălalt. Adică România e o țară care e pusă la punct de punctul ăsta, vedete, atât cât se poate poți fi pus la punct în raport cu o planetă care trebuie aici face. Depinde de noi, mai puțin. Da? 2 miliarde de case sunt pe Pământ. Speranța de viață va fi așa. Aflați că din ăștia, 78 de ani, 70 de ani se petrec în pat. 70 de ani stăm în pat. Aici poate că doctorii inventează ceva și ne mixorează nevoie de somn. Dar de ce când ai atâta de făcut? Tu îți dai seama că ai de mers pe Marte, ai de reparat toate orașe, de făcut apă curată. Locuința va fi inteligentă, gospodărită de computere, totul va fi imprimate 3D. Știți că pe stația orbitală e o imprimată 3D și le-a trebuit o cheie franceză, nu știu ce fel de cheie. Ei, s-a duce o cheie mare de pe Pământ, cu un SpaceX sau cu o navă sovietică-rusească pe stația orbitală, costă nu știu câte zeci de mii de dolari. Și atunci, ducând 3D acolo, și substanțele care sunt, au fabricat cheia asta și le-au mers în spațiul cosmic. Iar eu am fost la Stockholm acum o lună și eu, din fiecare țară, eram un jurnalist de știință și Karolinska Institute ne-a spus, fără rușine, v-am invitat aici ca să vă anunțăm că vom construi între Stockholm și orașul Sinta, cred, un mare centru de studiu al științelor vieții, în care vor fi 64.000 de locuri de muncă și voi să spuneți acasă să vină la noi. E adevărat că la noi ninge și plouă tot timpul și că limba e imposibil de învățat, dar dăm cele mai mari lefuri din lume. Gândiți-vă. Nu, avem datoria să spunem că și am scris acasă, am spus acasă, dacă vreți să, dar poate îl convinge pe profesorul Radu Doc și pe ceilalți, hai să facem pe și cu București, cu Gheorghe Benga, să facem Gheorghe Benga, Benga la Cuș. Asta să... Cercetarea în științele timpului este la mare modă, la ora actuală, și profesorul Ian Petersen acolo a și vorbit despre imprimarea 3D care a făcut o ureche. Deci a făcut o ureche. A făcut o trahee din celule stem. Prin urmare, nu mai este frică să vezi din celule stem. Ăștia s-au făcut să facă. În curând, asta înseamnă meseria chirurgului, care a făcut o lumea asta în emisiune odată, s-a terminat din felul alta, complet altă, nu știu, voi lua acasă la mine și întrește cele tale stem, cele tale stem, ale tale și îți spate ce trebuie, un ficat, un miocard. Pe miocard, apropo, au pus cele stem ale bolnavului pe care nu le rejectează trupul și au îmbunătățit mușchiul ăsta linii. Cred că aici putem să ne oprim și să avem discuții, dar mai ales că asta îi place de profesorul Efraim Mocanu. Vrei cursari? Am citit în această carte cum se construiește o minte. Și omul a construiește o minte cu supermintea lui. În prima parte mi arată cum funcționează computerele, nu, cum funcționează creierul, geografia și fiziologia creierului uman, atâta cât se cunoaște. Al doilea mi arată cum sunt în mintea lui programele, softurile, programele expert. Iată cum folosește el procesele Markov asociate și ca să facă similar un proces de gândire în computer ca și în creier. Și al treilea duce la computer și spre v-am bătut de mult, am fumat, n-aveți încotro. Spre 2031, inteligența artificială din toate aparatele astea care sunt în jurul nostru, se unește cu Homo sapiens de protoplasmă. Adică eu n-am să mi-am nevoie de asta, pentru că s-am un laringofon direct pe laringe, pe care mi-i scot, mi-i spun, de unde acolo. În urechea internă, toți surzi o să aibă ce le trebuie ca să audă mai bine. În loc să purtați ochelarii pe care aveți acum, probabil că direct pe cristal, bun, lucruri cristal, nu cine știe ce vă face și așa va fi peste tot. Dar de ce se port o inimă de protoplasmă? Că pot să pun una dintr-o un fel de biluță așa care se mișcă așa și care la rezolvă trebuie astea. Fiindcă tu poți că nu mai am nevoie de el și așa mai departe. Asta spune că se va întâmpla după 2038. Și spre ce ne ducem? Construim mașini. Le facem să fie la fel de folosit de deștepte ca noi. Nu știu ce înseamnă deștept ca noi. E deșteaptă o mașinărie care îmi rezolvă problemele mai bine decât mine?
cum să-i spun, că e deșteaptă. Mă ajută pe mine, adică am o priză aici și vă pun în priză și în loc să încercați să faceți, să vedeți câte operații faceți într-o secundă. Vă spun că nu faceți decât una. Am avut experiență cu copii de, și tineri de diverse vârste. Și au rog, o secundă mie, să țin. Dacă știu, comunicare medice, sau nu știu. Da? E bine, mașinăria face 100 de milioane de miliarde de operații într-o secundă. Deci trebuie să ai respect un tip pentru inteligența artificială și să zici că într-o zi poate vom merge acolo. De altfel, un computer de viitor, spune Stanislav Lem, construit în formă piramidală, peste 200 de ani, să spunem, alimentat cu energie de către constructorul lui, rupe legăturile cu constructorul, spune nu mai am nevoie, mă descurc sincer. Trebuie să spun așa că noi, inteligența artificială, pur și simplu nu înțelegem cum voi, umanii, puteți funcționa cu atâtea kilometri de cabluri, sârme, țevi, cu fel de fel de mașinării și pop pe care se strică în voi, așa că nu sunteți fiabili, n-aveți cum. Te descurcă noi de atunci înainte. Omul a creat, zice computerul, din mineral mașina și cedează mai departe drumul mașinii. Poate că nu va fi așa și este descurcă. Opresc aici, dacă vreau. Vă dați seama un caleidoscop de probleme, provocări, invitație la a upgrada mintea pentru a putea să le percepe măcar. Interesează observația că sunt peste 8.000 de discipline care au o anumită configurație, o anumită limba specifică, o anumită ierarhie, 8.000 de discipline în care eu pot fi specialist una, două, cel mult și ignorant în celelalte, deci e greu să fac o echipă care să aibă omogen viziunea față de o asemenea problematică, dar datorită faptului că problematica există, vă face fără să vrem efortul de sinteză. Deci avem într-o etapă de intertransdisciplinaritate, de putere în comun, toată tehnologia asta de imagistică ne ajută. Am fost aici un prieten nou, un profesor Teodorescu, dar am trecut de la Poligenia, un liceu excepțional, neașteptat în București, dacă am avut șansa să fiu săptămâna trecută în vizită. Și acolo am descoperit câte tipuri de cub Rubik există în momentul de față. Ne vede cubii în cap, gear, niște probleme de mirror cu copii care reușesc să se joace cu asemenea structuri mentale, au sigur o altă formă de pachetare informației, altă formă de opera asupra realității. Dați puțin prin internet, s-au venit pe pagina mea de Facebook unde am pus câteva asemenea noutăți care s-au dus după deși la România au talent. Au câștigat niște tineri care știu să manipuleze asemenea structuri chiar și cu ochii închiși. Vă dați seama ce putere de procesare interioară au. Deci, asemenea provocări, unele din ele par science fiction, dar vreau să vă spun un lucru, că domnul profesor a fost la mai multe convenții internaționale de science fiction. Întotdeauna, în zona creatorilor de science fiction, era și un departament al lui NASA. Și de asemenea, discuții care de multe ori par fanteziste pe un om de știință sau chiar pe un om de știință, să zicem, foarte clasic, și revoltă câte o afirmație, asemenea, ieșit din contextul acestei exerciții de decentrare, de lateral thinking, sunt esențiale pentru spiritul uman care poate la un moment dat de altă ordine, în altă pațientă și treptat, treptat, va filtra această, să zicem, idee, dându-i substanță și merge mai departe o revină. Deci, cu alte cuvinte, nu putem merge mai departe fără asemenea instigări, fără asemenea intuiții, fără asemenea imaginații. O imaginație și o intuiție sunt două elemente foarte diferite, care trebuie puțin nuanțate. Avem și imaginație și intuiție. Intuiție e cumva o clarvedere, dacă vreți. Imaginația poate fi o combinație care, dacă nu are o axiomatică bine pusă la punct, poate să dea naștere la niște chimere. Dar oricum, exercițiul mental devine fundamental. Așa că, haideți să încercăm să folosim acest spațiu pe care îl avem și să dăm niște întrebări. Nu în prima etapă, să zicem, repersonale, ci întrebări, pentru că domnul profesor e aici și să reușim să absorbim de la dușul diferite pațete ale preocupărilor pe care le aveți. Deci, sub acest timp, ce probleme sau ce întrebări aveți de pus
Te rog, Sorin. Dar nu e ok tot zavit cu microfonul. Eu zic că mă fac auzit, mă aude și... E adevărat, dar... Să se înregistreze, că e mai important. Un comentariu vreau să fac, apropo de viitorologie și de ce se va întâmpla în următoarea perioadă. În ciuda faptului că am avut un eveniment cu impact global la Fukushima acum câțiva ani de zile, se pare că energia nucleară, zona în care eu lucrez, energia nucleară are continuare succes și dacă ne uităm în jurul nostru și, în general, pe continente, o să vedem un nou subiectător, repet, în ciuda faptului că am avut un eveniment cu Fukushima dăunător în întregii planete, avem o dezvoltare fantastică a energiei nucleare și vorbim despre China. Sigur că nevoile Chinei sunt imense. China are în plan să dezvolte pe următorii 10 ani 200 de reactori nucleare, care înseamnă nevoie de energie. Pakistan, încă 7 centrale nucleare, India are nevoie. Deci, atât zona asiatică, o dezvoltare fantastică. Se îndreaptă lucrurile către Africa, unde la fel se intră foarte nucleare. Zona arabă, au în continuare petrol, dar s-au gândit pe ce vor face pe viitor. Vor folosi în continuare hidrocarburi sau merge pe energie nucleară electrică și zona aceasta își dorește conflicte de reactor nucleare. Sigur, zona europeană, în jurul României, Turcia, două centrale nucleare. Rusia, nu mai zic că vreo patru centrale nucleare. Avem Ungaria, avem Cehia, care construiesc în continuare. Sigur, țările din vest, unde domnul Ionul vorbise deja despre niște proiecte mai de anvergură. Atât vreau să comentez despre faptul că sigur, ne orientăm către alte tehnologii de a produce energia de care vorbeam. Sigur că și nuclearul, până la urmă, tot în spate are modelul de aburi și cu ajutorul producerii energie electrică, dar se pare că... Bun, acum mă rog să mai continuăm. Eu aș adăuga la ce spune Sorin Evanuș, care este directorul școlii Atlanticron. A funcționat 25 de ani pe insulință în care unul din marii profesori e Florin Munteanu. Oamenii discută acolo despre câte lume și în stele. Toată lumea e costum de baie, trește în corp democratic, mănâncă cu superfașul o cantină, dar ce nivel de judecată e acolo? Eu pot să-l asigur pe Sorin că așa cum văd eu lucrurile în energetica planetei, spre 2050-2060 vor începe să se stingă centralele de fisiune. Vor apărea cele de fuziune, dar mi se pare că soarele va intra în galop. Peste mai. Mai ales că Elon Musk, același care vrea să trimită sonda, racheta către Marte, a venit cu o baterie de casă, un acumulator casnic, pe care îl instalezi lângă casă și acolo tot ce îți vine de la soare, pentru că îți pune foarte eficient toate punetele castice în mișcare, se și depune pentru noapte suficient să duci mai departe. Sigur că ăsta e doar un pas, dar dacă ne gândim că ăsta e, de fapt, primul pas spre retezarea rețelelor continentale. Acum suntem toți legați energetic absolut peste tot. Păi poate că nu e nevoie de asta. Poate că trebuie să ne dezvoltăm zonal. Poate că cei din jurul Cernavodă, Dobrogea și o parte din Moldova vor lua cei acolo. Când Tarnița va fi pusă în funcțiune la Cluj, nu trebuie să mă leg neapărat și cu Cernavodă, că cine ajunge, ce e în jurul Clujului și așa mai departe. Deci poate că asta se va întâmpla în viitor. E un punct de vedere la care vă dați seama că și politica și geografia intervin. Însă, așa, în sprijinul ideii de nuclearistică prin fisiune, pun o întrebare pe care nu o pune nimeni. De ce la Hiroshima și Nagasaki nu mai moare nimeni din cauza radiației? La urma urmei, nu sunt decât 60 și ceva de ani de când a explodat bomba. Și uite că oamenilor le-a trecut boala. Nu cumva e sperietura mai mare decât ne-am închipuit noi, dacă vi se fie. Nu cumva Homo sapiens este capabil să se adapteze chiar și la radioactivitate. Că s-ar putea să fim o specie, cum să spun, de o putere infinită, de teribilă putere. Mai stăm de vorbă peste vreo milion de ani. Aș profita și de ocazie, pentru că de fiecare dată Centrul de Studii Complexe încearcă să sugereze, mai ales prin dumneavoastră, că aveți o deschidere dată în natură, dovadă dacă sunteți aici, valorificarea unor idei foarte noi. Un personaj foarte important, dacă vă duc aminte, am tot evocat noi Drăgănescu, Mihai Drăgănescu, academician Mihai Drăgănescu, a generat o viziune care se numește ortofizică,
în care a postulat existența unor aparate numite ortotroane, capabile să materializeze materie din Universul din Irak, se numește, din spațiul ăsta unde avem coarci de toate felurile, dar nu are ca proprietate de spațiu și timp. Deci sunt particulele astea subelementare undeva într-o realitate subcuantică, care trebuie doar chemate la piață acum și aici, așezate acum și aici printr-un flux informațional. Deci, regăresc, pleacă o altă direcție care totuși merită puțin studiată, chiar dacă pare un exercițiu în prima etate doar mental, în loc să luăm materie, să știm să ajungem pe Marte sau pe Lună, să luăm materie ca să transformăm materia și de acolo în produse, să înțelegem cuplajul informației, energie, materie și o generăm conform vaspelor românești cu bacheta fermecată, se numește ortotron. Și cei care au venit pe insulă cunosc deja o grămadă de date cum se gândește că ar fi un asemenea aparat care din universul cuantic, prin așa numită colapsarea pachetelor de unde, acum și aici, structurează obiectele care au nevoie. Deci eu nu cred, am avut de curând o întâlnire foarte importantă cu un profesor din Japonia, unul dintre profesorii mari din Japonia, de la Tsukuba, la New York, într-o sesiune foarte interesantă legată de educație secolului 21, și care spunea, dintr-o discuție din trei pași, am ajuns la observația că în curând vom tunela conceptul de spațiu-timp, vom înțelege că spațiu-timp e altceva și acea problema de a evada sau nu evada va fi altfel pusă. Că s-ar putea să ne dezvoltăm mai rapid în spațiul nostru foarte limitat și nu vom putea evada de acolo înspre altă planetă la viteză care ne-am putea neca în etapa respectivă. Și vă evoc asta și pe lucrul intervenția mea, cu un, evocând în altă lume al nostru, Nicolas Georgescu Roeget, părintele bioeconomiei, care sugerează, imaginați-vă că Pământul sine este echivalentul unui ou. Are resurse pentru anumit nivel de dezvoltare, exact ca și ou care a venit călbenul și a venit albuș, ca teritoriul se dezvolte exact cât trebuie ca să ajungă să se maturizeze acel embrion, să ajungă la inteligența și nevoia de a sparge coajă și de altă realitate. Și spune și Pământul e un fel de ou cosmic, care are depozitate energie, apropo de hidrocarburi,